sloganul meu a fost viitorul pas cu pas. Dar pentru un viitor sănătos nu trebuie să uităm de unde am plecat. Ori eu cred că tocmai asta o să ne salveze. Pentru viitor, tradiția trebuie readusă și cunoscută până la urmă pentru cei mai tineri, pentru că, din păcate, chiar n-au avut posibilitatea să vadă lucrurile astea. Vorbeam cu cineva în public mai devreme și îmi spunea, doamne, nu am văzut, domnul primar, nicăieri în județ să se facă lucrul acesta așa cum se făcea odinioară. Aveți feedback de la public? Le place? Nu le place? Cu siguranță le-a plăcut și cu siguranță o să-și dorească să vedem în fiecare an tradiția aceasta, astfel încât copiii cei tineri să se obișnuiască și să devină o chestiune de normalitate. Vedeți că peste tot în lume, în Europa, tot ceea ce este tradițional, tot ceea ce este făcut manual, handmade, cum spune, toate lucrurile acestea atrag foarte bun, foarte bine și de multe ori chiar ne aduc și un sentiment așa de liniște și de aducere aminte până la urmă și a bunicilor, a străbunicilor, a ceea ce ne-a reprezentat pe noi ca neam. Vă place mustul? Da, îmi place. Cu ce mâncare merge mustul cel mai bine? Mustul merge cu pastramă. Doar. Cu orice are omul pe masă și cu ce considerăm, dar pastrama este cea mai indicată. Suntem butoaiele că ne prinde ploaiele. Floricea de rozmarin să iasă vinul pe lin. Floricică de alunel să curgă și tulburel. Veselie la Dobrogen, curge vinul damigen și pastramă pe grătar, vinul-i ca de echilibrat. Servim un must de la ziua recoltei Ovidiu de aici. Cum e? Foarte dulce e mustul. Semn că anul ăsta a fost un rod bogat de struguri, ne simțim bine și petrecem împreună cu toată localitatea noastră, Ovidiu. E și parfumat sau doar dulce? E și dulce și parfumat. Prânză de la Dâlga și ceapă de la Poiana, Ovidiu. Ați venit pregătit. Pregătit deja și mustul ne place foarte mult. Să dea Dumnezeu recoltă bună.